Mai mulți sălejeni au rămas fără mijloace de transport după ce le-au fost confiscate mașinile de către comisarii gărzii de mediu din Mehedinți. Aceștia veniseră în județul nostru pentru a vinde fier vechi, întrucât prețul ar fi mult mai bun. Ghinionul a fost de partea lor pentru că una din dube s-a răsturnat, iar toate deșeurile s-au împrăștiat în mijlocul străzii. Documente dumneavoastră, vă rog, da? Acum aruncați în mijlocul străzii, cum? Hai documentele, toată lumea, hai! Documentele! Lasă că mă trăgă România în fiecare! Totul să fie lună, da? Hai! Lună, lună! Toată lumea! Nu rămâne nimic, doamne, de sănătate! Mijloacele de transport le-au fost confiscate, dar s-au ales și cu amenzi usturătoare. Asta după ce mai mulți sălăjeni au venit din județul natal pentru a vinde fier vechi în Mehedinți. Sub pretextul că în județul nostru prețul este unul mai bun, sălăjenii au venit cu 3 dube pline cu deșeuri obținute din dezmembrări. Într-adevăr, în această dimineață am identificat 3 dubițe care sunt încărcate cu deșeuri care rezultă din dezmembrări. Aceștia au avut și un incident în trafic. Într-o curbă, una dintre remorci s-a răsturnat. Au fost identificați de către comisarii gărzii de mediu. Vom merge la un centru autorizat de predare al fierului. Vom descărca, iar după aceea mașinile vor fi indisponibilizate și va fi aplicată sancțiune. Ce sancțiune? Sancțiunile sunt între 15 și 30.000 de ron. Norocul nu a fost de partea lor de această dată. Una din dube s-a răsturnat într-o curbă, iar tot fierul vechi s-a împrăștiat în mijlocul străzii. Imediat la fața locului au ajuns și comisarii gărzii de mediu din Mehedinți, care în urma controalelor efectuate le-au confiscat sălăjenilor atât marfa cât și mașinile cu care o transportau. Făptașii au trebuit să-și găsească alt mijloc de transport pentru a ajunge înapoi în sălaj, dar înainte de asta au fost sancționați cu amenzi între 15.000 și 30.000 de lei.